Bun găsit, prieten, la De ce se întâmplă? Sunt Dan Ciocoiu. În emisiunea de astăzi vom discuta despre un concept lansat mai recent pe piață, în media, în online, aceea de bugetare participativă. Deși sunt convins că intuiți cam ce ar putea fi. Astăzi vom încerca să detaliem acest proiect, să vedem ce înseamnă, cu doi oameni mai în temă decât mine, care ne vor spune ce presupune acest proiect și cum va fi pus el în practică, pentru că este vorba de o premieră pentru orașul nostru. Am în față pe domnișoara sau doamna? Doamna Grațiela Bălan, consilier implementare proiecte finanțare în cadrul primăriei Făgăraș. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit. Și Marius Matei, referent cultural, care va fi membru în Comisia de Evaluare a Proiectelor. Bine ați venit în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit. De unde vine acest proiect, acest denumire, această sintagmă de bugetare participativă, nu că mă și încurc. De unde a apărut el? Din câte știu eu, a apărut conceptul în America de Sud. Cei colegii de la Cluj au preluat această idee de bugetare participativă. Am avut și o întâlnire cu aceștia acum câteva săptămâni. Ne-au pus la dispoziție câteva materiale, ne-au ajutat, ne oferă în continuare suport în acest proces de bugetare participativă. Ce înseamnă acest proces de bugetare participativă, de fapt? Prin intermediul bugetării participative, cetățenii sunt cei care decid unde, pe ce anume este cheltuită o sumă din bugetul local. Adică cetățenii din municipiul Făgăraș identifică anumite probleme existente la nivelul cartierelor dumnealor în municipiul Făgăraș și vin cu idei de soluționare transpuse în idei de proiecte. Deci să ne înțelegem, din bugetul Făgărașului o parte, o sumă în funcție de buget al nostru, mai sărac, alte orașe mai mari, cum a fost Clujul, care am înțeles că a fost primul care a făcut în România, apoi văd preluat din presă și de București, de Sibiu, de Oradea, de Turda, cum a spus și dumneavoastră înainte de emisiune, o sumă este alocată pentru aceste proiecte. Despre ce sumă vorbim la Făgăraș? La Făgăraș discutăm anul acesta despre o sumă de 50.000 de euro. Da. Iar începând cu anul viitor, o să fie alocat un procent anual din bugetul local, da, pe care o să-l stabilim ulterior. Acum, o întrebare care mi-a apărut în minte de la bun început. Dat fiind și condițiile specifice României, este luna martie, bugetul a fost adoptat foarte târziu, bugetul național, apoi până s-a defalcat, până a ajuns la primării, s-a terminat și luna martie, aprilie. Nu este puțin tardiv să discutăm pentru proiecte pentru 2019? O părere personală. Cum credeți că mai este timp să... Sau ne referim la anul bugetar 2019? Proiectele trebuie, vom discuta și etapele și desfășoarea lor în timp. Proiectele vor avea timp să fie implementate în acest an sau nu are nimic dacă vor fi prelungite și în anul următor? Perioada de implementare va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor. Așa. Deci proiectele vor fi implementate începând cu anul 2019 și vom continua și anul următor pe partea de implementare. Ok. În funcție de complexitatea, mă scuzați că vă întrerup, de complexitatea proiectelor. 50.000 de euro, care este suma maximă pe care va trebui să se încadreze finanțarea unui proiect? Valoarea maximă per proiect este 10.000 de euro. Desigur, cetățenii pot să vină și cu proiecte mai micuțe. Deci asta este maxim. Valoarea maximă este 10.000 de euro per proiect. Pe proiect. Haideți să vedem puțin cam la ce s-ar putea face cu aceste mici proiecte. Care sunt domeniile pe care le-ar putea cetățenii? Că aici oamenii poate ar avea nevoie de ajutor. Ce s-ar putea face cu respectivii bani? Unde s-ar putea? Că nu sunt mulți bani, nu se duce lumea la asfaltări, alea sunt alte probleme, nu se duce lumea lucruri mai scumpe, dar s-ar putea face multe lucruri, multe și mărunte, care ar face bine comunității și ochiului. Într-adevăr, exact. O sumă de 10.000 de euro, eu zic că e foarte mică pentru asfaltări și absolut, pentru chestii de genul. Bineînțeles. Dar noi ne putem referi la domeniile pe care le avem, alei, trotoare și zone pietonale, în limita celor 10.000 de euro, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației,
spații verzi, locuri de joacă și sigur, amenajarea spațiilor publice. Aici intră mobilier urban, iluminat public, infrastructură educațională și culturală și orașul digital. Ca și parte de inspirație, noi am făcut și o pagină de Pinterest. E o aplicație. Noi am încercat să ne folosim de ea ca și un instrument, să zicem așa. Acolo am salvat, pe platforma respectivă, se salvează poze ca și inspirație vizuală. Noi încercăm să ajutăm omul ca și o educație vizuală sau, eu știu, o inspirație. Ca și inspirație. Citeam undeva că primii care au făcut acest lucru, cei de la Cluj, au făcut în cartierul Mănăștur, acolo a fost primul loc, au reabilitat un cinematograf, cinematograful Dacia a lăsat în părăsire. Bine, și acolo a fost licitația făcută înainte, dar toate au convers spre acest lucru. Iată, deci, bine, respectând proporțiile, la un oraș mare ce se poate face. Eu am avut proiecte de 150.000. E drept, normal, nu ne putem compara. Poate cunoaște ca Turda, deși și Turda stă mai bine decât noi. Sunt o grămadă de proiecte care se pot încadra în suma asta și foarte, foarte bune și folositoare pentru comunitate. Absolut. Ele nu trebuie să aibă din asta parte religioasă, publicitară, politică. Trecem și la condiții, pentru că, de adevăr, nu sunt niște condiții care, tocmai ca să oamenii să nu vină cu lucruri care să picem gol, pentru că nu au, trebuie să țină cont de niște condiții care sunt foarte, foarte importante și aici aș dori să le număra și dumneavoastră și să discutăm pas cu pas, să corespundă unui obiectiv de interes general. Mi se pare că este obiectivul absolut comunitate. Normal, da, general, chiar dacă se referă la o anumită comunitate din oraș, la copii, de exemplu, tot interes general se poate numi un loc de joacă, mă gândesc. Corect. Spațiul verde. Făcând o paralelă la partea de Pinterest, acolo am salvat una dintre idei, ca de exemplu o țâșnitoare cu trei zone, o zonă pentru câine, o zonă pentru persoana în sine. Iată, da. Și încă o zonă pentru o persoană cu dizabilități. E un cadru un pic spre exterior unde persoana cu dizabilități poate intra și poate bea. Iată, o chestie. Țeșiturile care pe vremea când eram eu copil erau peste tot, dar totuși adaptat la modern, nevoile, adică să ne gândim și la animale, să ne gândim și la persoane cu dizabilități care nu pot ajunge la așa ceva. Este foarte important. Și aceste proiecte mai micuțe vor putea fi implementate într-un timp mai scurt. Și absolut, se va vedea la nivelul municipiului rezultatul imediat. Absolut. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în zona de competență a primăriei Făgăraș care vizează un spațiu public. Mi se pare normal să fie, că primăria Făgăraș să poată să facă ceva în acest, să fie în atribuțiile ei și nici de cum ale Consiliului Județean, de exemplu, dacă e să ne gândim. Pe data de 4 o să fie dezbaterea publică la Casa de Cultură la ora 18. Da. În sala mică, club de la etajul. Acolo am pregătit o prezentare în care se vor prezenta proiectele depuse sau în prag de implementare ale primăriei. Și de acolo oamenii, referitor la chestia asta, se pot agăța de proiectele deja demarate sau poate să fie un plus, eu știu. Absolut. Tocmai în ideea acestei întâlniri pe care ați avut-o mâine și pentru mai bună informare și nu strică niciodată o informare în plus pe un alt canal, v-am și contactat de săptămâna trecută pentru a lămuri lumea, tocmai pentru faptul că este un lucru nou și lăudabil și care merită să fie pus în practică, nu să moară din lipsă de informare sau din lipsă de participanți. Este foarte important. Noi încercăm să facem o informare cât mai bună, cât mai amplă și să acoperim toate zonele orașului. O să mergem cu flyere, cu afișe. Pe partea de online suntem prezenți pe Facebook, pe Instagram, pe... Cum se numește? Două secunde, că nu le știu exact. Avem și eu pe undeva, dar important, www.participareprimaria-făgăraș.ro, nu? www.primaria-făgăraș.ro. Asta o să fie formularul de înscriere. Platforma mare. Aici fiecare cetățean trebuie să se autentifice.
sunt doar trei pași foarte simpli. Da. Orică depui proiect, orică vrei să votezi, trebuie să te înscrii neapărat pe platforma respectivă. Noi ne folosim de această platformă să gestionăm. De la depunere, la analiză, vot și afișarea rezultatelor finale. Ajungem și la etape și la desfășurarea lor, foarte importantă, ca să tot discutăm despre condiționări. Altă condiție, să nu intre în area altor programe ale primăriei municipiului Făgălaș, cum sunt finanțe destinate ONG-urilor, structurilor sportive. Iar e important de știut acest lucru, mai ales că sunt multe ONG-uri în oraș. Am făcut și o emisiune cu reprezentanții lor, destule și destul de active, și dânsii sunt mai în temă decât mine cu aceste, mai ales că au mai realizat proiecte. Deci să nu intre în area altor programe primăriei Făgăraș, cum sunt, deci ONG-uri finanțate de primărie, vă referiți aici sau la ce, sau la ce se referă? În cazul acestor finanțări nerambursabile acordate de primărie, o diferență foarte importantă este că acei bani merg către organizații și ei sunt cei care să implementeze acele proiecte. În schimb, în cazul bugetării participative, primăria va implementa proiectele propuse de către cetățeni. O lămurire în plus. Da, cetățenii trebuie să fie foarte, foarte clar. Da. Ei vin cu ideea. Primăria îi ajută să o implementeze. Și vor participa activ. Să vadă și să fie prezenți. Nu știu, transparența, bunul mers al chestii respective. Să fie noi la dorim curent. Să implicăm cât mai mult în implementarea proiectelor propuse de către ei. Absolut. Eu vreau, acum mi-a venit în cap o întrebare. Eu vreau să fac, este loc, ipotetic, da. În cartierul meu, lângă blocul meu, este un loc viran, aș dori să amenajez un loc de joacă. Mi-a făcut eu așa calculele în mintea mea, cu mobilier, cu băncuțe, cu locuri de tobogane, cu altele, locul există, e domeniu public. Eu trebuie să ofer, să indic și producătorul acelui, deci cei care vor produce efectiv acel mobilier urban, sau primăria va trebui să, că e vorba de 10.000 de euro, deci nu este supus licitație, primăria va trebui să găsească un producător și un constructor pentru acel loc de joacă, cum se desfășoară? Haideți să facem, să facem un exercițiu de imaginație de la început. Deci nu o să v-ați gândit la chestia asta. Va trebui să vă înscrieți pe platformă bp-primaria-făgăraș.ro. Vă faceți cont, vă autentificați. Da. O să completați niște câmpuri. Da. Este și un formular de proiect, un model de formular exact, de proiect, un dacă de proiect. Da. Nu se vede la cameră de bine, dar în orice caz pe BP acolo există. Exact, da, da. Exact. Se va trece numele proiectului, numele celui care depune și mai sunt câteva câmpuri care trebuie foarte bine definitivate. Un buget estimativ, da. Chiar și o zonă, eu știu, poate o fotocopie din Maps, din GPS, dacă se poate arăta locul unde se poate implementa proiectul respectiv. Ce mai avem pe... Cam astea sunt în linii mari. Înțeles, după care chestia respectivă se va analiza de către Comisia Primăriei, din care face parte un reprezentant de la juridic, urbanism economic, financiar. De la proiecte o să fie toate persoanele de la proiecte, o să fie colegul de la casa, reprezentantul Casei de Cultură, din mediul de afaceri o să fie trei persoane, dintr-un ONG o să mai fie doi consilieri locali, un secretar, și acolo se vor, și acolo se va primi un punctaj, va primi fiecare eligibil sau neeligibil. Acesta va fi scurt. Da, pe baza aplicației. Criteriilor de eligibilitate care sunt stabilite în regulament. Deci se va merge exact pe ce am discutat noi acum, pe aceste criterii. Da. Și va fi afișată o listă tot pe această platformă cu proiectele eligibile, neeligibile și motivul pentru care sunt declarate eligibile și neeligibile. Există posibilitatea de contestație? Când mă gândesc ca la licitație, adică cineva să conteste și să nu fie de acord și să trească iară sau rămâne da sau ba, pur și simplu. Există posibilitatea să se poată aduna mai multe proiecte într-unul singur. Exact, dar în cazul în care sunt similare acele proiecte sau se referă la aceeași zonă. Am înțeles.
Dar din punctul meu de vedere, condițiile de eligibilitate sunt suficient de clare, nu ar trebui să existe parte de contestații. Și referitor la ce a spus dumneavoastră cu acea sugestie de firmă, să zic, care să se ocupe de partea de implementare, există niște norme, niște reguli, legislație la nivelul achizițiilor. Deci cetățeanul vine și face o estimare. Da. A prețului. Deci el poate se informează pe internet și vede, uite, atât ar costa să o băncuță sau ce ați spus dumneavoastră, să se amenajeze un loc de joacă. Da. Iar firma mai apoi va fi contractată de către primărie. De către primărie. V-am spus, se va respecta legislația în vigoare. Am înțeles. Altă condiție, să nu fie contrare sau incompatibile cu planul sau proiectele municipalității aflate în derulare, mi se pare absolut normal. De aceea face și vreau să fac un loc de joacă unde primirea va să facă o parcare, asta este absolut logică. Un asemenea proiect, cred că nici n-a mai fi primit, dar minte să mai fie validat, deci e absolut normal, trebuie să știe și omul. Poate află și ce intenție are primăria cu respectivul loc, poate nu știa și există, mă rog, că la capitolul informare, eforturile au fost din partea primăriei, le recunosc și eu le știu, participarea oamenilor nu a fost pe măsura interesului și a comentariilor, că e ușor să comentezi pe internet, dar când e vorba să vii la informare, că dacă noi vom promova doar lucrurile negative, o să le și atragem. Trebuie să facem în așa fel încât să vorbim cât mai mult de lucruri pozitive. Asta ar fi de urmat. Referitor la partea aceasta de informare a cetățeanului, deci nu o să avem doar aceste dezbateri publice, o să aibă loc niște ateliere participative pe cartiere, unde cetățenii sunt invitați să vină și noi îi ajutăm împreună cu funcționarii din cadrul primăriei și eventual voluntari să-și identifice problemele din cartierele dumnealor și să formuleze o idee de proiect. Noi o să avem 5 zone, începând din 15 aprilie. Cred că e luni. 15, 16, 17, 18 și 19 aprilie. Se vor face aceste ateliere participative. Vom împărți și flyere și acolo informația va fi. O să postăm și pe rețelele de socializare acest calendar al atelierelor, pe site-ul primăriei. Da. Ca lumea să fie informată. O altă condiție, aceste proiecte să nu aibă caracter comercial sau publicitar, mi se pare absolut normal, adică nu că să scoți bani de pe urma lor sau să promovezi o anumită entitate într-un spațiu public, să nu aibă un caracter politic sau etnic, iar foarte clar și foarte important, să nu genereze cheltuieli de funcționare importante, întreținere, plata unor drepturi de autor, probabil acolo la Orașul Digital, vorba de software sau mai știu eu, sau alte lucruri unde respectivul s-ar putea cea niște drepturi de autor, dacă... Ce s-ar putea, de exemplu, din ce ați văzut dumneavoastră prin alte orașe, ce s-ar putea realiza la capitolul Orașul Digital? Știu eu, niște situații ale parcărilor, cât de ocupate sunt, sau ce am mai citit eu prin alte... Da, dacă am avea niște zone exacte, am putea să implementăm și chestia asta. Am mai văzut proiecte de genul ca fiind băncuțe cu panouri solare pe partea din dreapta Wi-Fi. Sau din stânga, exact, Wi-Fi, mufe, exact, de la micro USB până la tip C sau toate variantele. Alte variante pentru Orașul Digital, eu știu, la fel. Sunt destule. Acum am mers autobuzelor la noi, nu chiar de important, dar oricum e... Pe platformă am salvat foarte multe pinuri cu imagini referitoare la Orașul Digital. Acolo se pot găsi foarte multe inspirații. E foarte important. Să fie clar delimitate spațial, să nu fie prea vagi, clar. Și să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, ăla în primul rând acolo ar trebui să... Bine, oricum comisia va evalua și își va da seama dacă este un buget realist pentru ceea ce vrea să facă omul sau dimpotrivă ar depăși respectivul proiect. Mi se pare deja acolo, cred că mai merge, mai scade din cheltuielile alea, că nu se poate, proiectul va fi respins clar dacă omul nu se încadrează realist în cei 10.000 de euro proiectul ăsta, suma maximă. Da, comisia poate să facă anumite ajustări
per proiect. Mm-hmm. A, deci, în ceea ce privește bugetul, probabil n-a fost... Deci nu planul, ar putea să mai să-l... Da, se pot face ajustări, mm-hmm. cetățeanul este informat, uitați, bugetul pe care l-ați alocat dumneavoastră mm-hmm. este mult prea vrei mare, patru mult băncuțe, prea mic, uite, sau... cu două băncuțe te încadrezi la, da, exact. La zecimi. Bun, ok, a fi... Este foarte bine. 10 minute mai avem până la final de emisiune. Haideți să discutăm despre termene. Ați spus deja acele întâlniri pe care le veți avea în cartierele făgărășene, da. Unde sper să vină cât mai multă lume și să nu spună că sunt de la... Că nu mă trebuie că sunt de la un partid în campanie electorală sau mai știu ce altă prostie, că n-are nicio legătură cu asta. Trebuie să se înțeleagă, facem apel la spiritul civic. Toată lumea care dorește să se implice în comunitate și să aducă un plus, e binevenită. Noi asta încercăm să promovăm și ne dorim să fie un buget cheltuit cu cap și folositor, în folosul absolut, comunității. Absolut. Pornirea va fi grea. Sunteți și dumneavoastră convinși că pentru că este ceva nou, au spus și cei care au mai mare experiență, clar. Cum spuneau și clujenii, că a demarat greu românul, parcă îl interesează doar cei până la pragul ușii lui și nu mai departe, dar e foarte important să nu mai tot comentăm și când se oferă o șansă concretă, măcar să participăm, să știm despre ce este vorba. Și pentru că de acolo vor veni niște oameni tineri, ca și voi, poate, cu inițiativă, cu idei care vor putea face un lucru pe care și lumea va fi atunci convinsă, domne, că se poate face ceva. Uite, este un lucru fezabil și un lucru mărunt. Dar dacă în fiecare cartier ți-ar face măcar câte un acest lucru, să știi, de acel program, este un lucru mare, pentru că lucrurile apoi vor veni în cascadă de la an la an. Lumea va ști despre acest lucru. Să sperăm că se va menține și pe anul, în anii viitori, acest lucru, indiferent cine rămâne la primărie sau cine va fi în consiliul local. Dar revenim la acele termene. Pentru că trebuie știut până când se pot implementa, până când poate fi depus un proiect. Perioada de depunere este între 10 mai și 7 iunie. Uh-huh. Aici va trebui ca cetățeanul să intre pe platforma bp.primaria-făgăraș.ro, da. Să-și depună sau să se autentifice pentru vot. Între 10 iunie și 28 iunie va avea loc analiza proiectelor de către comisia de la primărie. Între 1 iulie și 26 iulie este etapa de vot. La etapa de vot... Va fi o singură etapă de vot. Cetățenii pot să depună, la partea de depunere discutăm întâi, ca să ajungem după la vot. Exact. Cetățenii pot să depună câte un proiect per domeniu. Avem 5 domenii, dumneavoastră, de exemplu, puteți să depuneți câte un proiect pentru fiecare domeniu. Aha. Apoi, în etapa de vot, la fel, puteți să votați un proiect per fiecare domeniu. Da. Și proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, vor merge mai departe. Sau până la concurența sumei bugetului total. Da, deci vor trece cele mai votate proiecte până la concurența sumei stabilite. Uh-huh. Și cele mai votate vor intra în comisie? Sau cum? Că să fie clar, care este partea de vot public și care este preponderența și care este ponderea votului din comisie? Asta vreau să lămurim. Deci, între 10 mai și 7 iunie se depune proiectul. Așa. Între 10 iunie, 28 iunie se analizează de către comisie. Aha. Și se dă verdictul eligibil sau neeligibil. Așa. Și din cele eligibile se votează. Cele eligibile vor apărea pe site. Uh-huh. Iar toate persoanele pot vota dacă sunt înregistrate pe platformă respectivele proiecte. Haideți, prieteni, votați în proiectul, că așa avem șanse să-l punem oricine implică, se implică să facă un proiect de genul, își poate promova prin toate canalele. Da. Își poate promova pe pagina lui de Facebook. Așa e și normal, oriunde, oriunde, să atragă cât mai multă lume pentru votul proiectului său. Da. Și aia înseamnă că la final de... În 29 iulie, 5 august, se va valida etapa de vot. Așa. Iar în 9 august se vor afișa rezultatele. Ok. Și se încep cu anul 2019, se începe perioada de implementare. Da. E foarte bine. E totuși final de vară. Să sperăm că sunt niște lucruri care se pot face și toamna și să sperăm ca măcar pe fiecare domeniu să fie măcar un proiect care să fie pus în practică. Sperăm. Să fie pus în practică. Este, cum ziceam, e foarte important, e un început și
e un lucru nou pentru noi. Alții au realizat, nu numai cei din America de Sud, și cei din, și cei din UPA de mult fac asemenea lucruri și este foarte important să se desfășoare și transparent tot acest lucru, să se, ca lumea să-și dea seama, dom'le, chiar oricine are lucrul făcut cum trebuie, poate să pună în valoare practic un proiect. Pentru comentarii vor fi, dar dacă lucrurile sunt făcute la modul transparent, nu cred că e vorba de bani public, normal, așa și trebuie să fie. Mai amintiți încă o dată pe final de întâlnirea pe care o veți avea cu cât mai mulți făgărășeni. Sperăm să vină mai multe cât au venit la întâlnirea din primărie din data de 11 parcă, da, 11 martie, că vor veni mai mulți. Sperăm că și această emisiune să ajute. Când și la ce oră? Unde? Dezbaterea publică din data de 4 va avea loc la Casa de Cultură, în sala mică, în sala club de la etajul 1. Unde veți avea și prezentări PowerPoint, mă gândesc că exact. Ați și spus, da. Așa? Exact, da. Se vor prezenta la ora 18. Uh-huh. Se vor prezenta și proiectele depuse uh-huh. și în implementare, care sunt acum, care se desfășoară în cadrul primăriei. Uh-huh. Ca cetățenii să aibă o idee asupra lor. Da. Vom prezenta procesul de bugetare participativă, va fi prezent și domnul primar și câțiva membri din Comisia de Evaluare a Proiectelor. Mm-hmm. Și invităm cu această ocazie cetățenii să vină într-un număr cât mai mare. Sigur, ora 18, nu mai putem invoca încă s-a fost numai la serviciu sau alte lucruri, da. Exact. Tocmai de aceea am ales această oră. Este foarte bine. Nu e weekend, nu e nimica, e o zi de zi lucrătoare și un lucru important. Să sperăm că vor veni cât mai mult și că să nu puteți numai să vă hotărâți la câte proiecte vor veni să fie cât mai multe. Deși poate la început nu vor fi, dar am mai asistat în Făgăraș la lucruri care au început from scratch, cum zic englezii, de la nimic și da. Au ajuns la Festivalul Evadar, că e peste câteva zile, la 10-a ediție, pornind de la nimic și alte multe lucruri care... Am vrea să mai facem o precizare. Persoanele care nu au acces la internet sau nu știu cu calculatorul, de exemplu, noi avem la primărie... la birou de implementare. Noi îi primim și putem să le facem contul și să-i ajutăm și cu depunerea cu partea de vot. Uh-huh. Și cu partea de vot în perioada de vot. Uh-huh. Uh-huh. Deci pentru cei care nu au acces la internet sau uh-huh. nu știu cum să procedeze cu crearea contului pe platformă. Da. Poate atunci pe la vară, momentul de popularizare a proiectelor, vom încerca să vă ajutăm și noi, vedem cum reușim să facem, că e foarte important și atunci să se afle despre ce se votează și pe ce este solicitat votul oamenilor și oricum vom fi și cu știrile, vom urmări acest proiect. Eu vă urez succes începând de mâine. Începând de mâine când veți da din nou piept, să zic, cu concetățenii noștri, cu citadinii noștri. Succes mult și să fie cât mai multe proiecte. Iar noi vom fi acolo să le mediatizăm, să vă ajutăm cum putem spre binele făgărășteanului nostru. Mulțumim pentru suport. Cu toată plăcerea. Ne mai întâlnim și altă dată. Asta a fost emisiunea noastră. De ce se întâmplă? Sunt Dan Ciocoiu. La bună vedere!